Vedete, sportivi și alte persoane publice au răspuns prezent chemării acțiunii de ecologizare de sâmbătă Let's Do It Romania, care își propune să strângă 1 milion de voluntari la nivel național și 12.000 la nivelul județului, cifră ce reprezintă de fapt 5% din populația țării și a județului. Peste 1500 de voluntari sălăjeni din cei 12.000 pe care își propun organizatorii celei de-a 6-a ediție a acțiunii de ecologizare Let's Do It Romania au răspuns prezent apelului de ecologizare ce se va desfășura în tot județul sâmbătă 15 septembrie, după ce la nivel național tot mai multe persoane publice se alătură acestui eveniment. Sesiunea de înscrieri este activă până la data evenimentului și inclusiv în dimineața zilei în care va avea loc această acțiune. Cât despre profilul voluntarilor implicați în această acțiune și despre motivele pentru care copiii ar trebui să participe la acest tip de activitate. Profilul voluntarului este un profil, desigur, compatibil cu societatea modernă, cu societatea pe care o trăim noi. Totuși este de remarcat că voluntarii adevărați sunt oameni care manifestă o foarte bună toleranță la alți oameni, sunt oameni care trăiesc de multe ori la nivelul în care acceptă lucrurile din jurul lor, dar cred întotdeauna că se poate mai bine, exact ca motoul emisiunii dumneavoastră. Și sunt oameni care au o foarte bună afirmare de sine, o stimă de sine ridicată, astfel încât nu se simt jenați să vină la o acțiune de ecologizare. Una dintre întrebările pe care le primim de la părinți ar fi: de ce să-mi las eu copilul să adune după alții? Și nu dorim să le schimbăm neapărat mentalitatea, pentru că mentalitatea fiecăruia este o alegere personală pe care ne-am făcut-o de-a lungul vieții și deja avem implementate anumite principii. Așa încât nu putem schimba calul bătrân, cum se spune, dar putem, pe de altă parte, să creăm oportunitatea, și asta le spunem întotdeauna părinților, creăm o anumită oportunitate. Copiii rămân cu o anumită imagine vizuală a acelor lucruri și a acelor deșeuri și este bine de văzut chiar cum se manifestă alți copii în natură în fața deșeurilor, pentru că la rândul lor să evite astfel de situații. Este oarecum așa o comparație între așa da și așa nu, într-un mod concret. Știm foarte bine, cei care suntem mai preocupați de psihologia copilului, că în general copiii nu înțeleg din explicații, ei înțeleg din ceea ce văd și din ceea ce fac. Ei sunt încă la capitolul acțional. O bună parte din copilărie este la acest capitol acțional. Să ne învățăm și noi să fim mai liberi în educația copiilor și să ne asumăm lucruri care țin într-adevăr de viața practică și nu de anumite idei presetate sau preconcepute. Așadar, cei care doresc să participe la acest eveniment se pot înscrie la acțiunea de ecologizare din Sălaj până în data de 15 septembrie inclusiv, iar înscrierile se fac pe site-ul www.letsduitromania.ro.